anul trecut cu entuziasm la întâlnirea similară, am estimat o creștere a asigurărilor de viață cu 10% și le-au scăzut cu 10%. Dacă păstrăm modelul, cu drag estimez acum o scădere de 10%, ca să crească cu 10%. Marcați minus 10%. Însă, asta numai din punct de vedere al astrologiei aniversare. Pentru că, din punct de vedere al realității, a început doamna Coman să facă un pic dicotomia între componentele pieței de asigurări de viață și eu cred că asta e un lucru foarte important. Volumul pieței de asigurări de viață în țara românească într-un an se compune din două elemente mari. Primul dintre aceste două elemente sunt reînnoirile și al doilea este ceea ce noi numim new business. Din motive comerciale absolut fundamentate, statisticile nu se fac așa, ci se fac pe volum total al pieței. Motivele au rațiunea lor și probabil că se vor perpetua. Însă, sigur, s-ar putea sparge în toate aceste lucruri, conților oameni. Însă e important să ne gândim la aceste două componente și anul 2009 a dovedit cât e de important pentru că s-a pierdut pe partea de reînnoiri într-un mod semnificativ. Acum, ceea ce se va întâmpla în continuare este că, da, nu se va mai pierde așa de mult cât s-a pierdut în 2009. Însă, pe de altă parte, nici new business-ul nu are motive să zburde. Și am vorbit aici despre leg-ul cu privire la revenirea economică și așa mai departe și așa mai departe. Mi-e teamă că în măsura în care combinăm aceste două elemente, nu o să mai fie așa de rău cu privire la reînnoiri și rezilieri, dar nici nu o să fie o fericire și colegii au spus aici că nu revenim la nivelul dinainte. Și combinând asta și cu faptul că nici new business-ul nu prea are în spate factori care să-l facă să zburde, mi-e teamă că mai degrabă o să mai coboare decât o să crească în anul 2010. Presiunea pe distribuție? Presiunea pe distribuție este reală. Eu, ca distribuitor, dacă vorbesc acum egoist, am vândut așa de prost în 2009, că în 2010 o să vând dublu. Dar asta nu are legătură cu mersul pieței, ci are legătură cu momentul de pornire inițial și cu faptul că, după cum am spus, așa de prost mi-a mers anul trecut, încât anul ăsta o să meargă de două ori mai bine. De două ori mai bine aplicat la ceva prost. Și atunci e nerelevant. Însă pentru piață e important faptul că... Și în cuna, dacă trebuie, care cuna este moneda Sloveniei. Croației, pardon. Da, deci tot aia este. Și atunci probabil că din punct de vedere al totalului de piață, dacă în lei devalorizați sau revalorizați rămâne la fel, e lucru mare. E lucru mare. Dar ziceți-mi o cifră odată. Ce? Dacă nu-i cu minus și e zero, e minunat. Pun zero. Nu, zero e varianta ideală. Varianta minus cea mai optimistă pe anul. Nu minus, că poate să fie și minus 15, poate să fie și plus 0,1. Intrarea noilor lucrători în piață... Vai de mama lor! Au intrat într-un moment în care faptul că este așa de rău le dă posibilitatea să se pregătească în terenul de joc, nu într-un teren de antrenament, pentru modificarea parametrilor.
deoarece acum lucrurile, sigur, sunt rele, au fost rele în anul care a trecut, vor fi la fel de rele în acest an. Dar, pe cât este de rău acum, pe atât de interesant devine după aia. Hai să nu mai uităm încă un lucru. Au fost piețe din jurul nostru și nu numai din jurul nostru, unde a fost și mai rău decât a fost la noi. Da? Exact. Iată glorioasa dezvoltare pe asigurări de viață din Ungaria, la care cu invidia caracteristică ne uitam în ultimii ani. Și atenție că din 2007 acolo a produs o mare nenorocire în anul 2009. Da, și Polonia care a mers bine. Pe de altă parte, Polonia a mers bine. De ce, Cornelia? Pentru că este prima piață așezată, este o piață mare așezată și a mers bine nu numai în asigurări de viață. A mers bine în toată economia. Circulă zvonul că programul lor anticriză e beton. Programul lor anticriză a fost profilactic și nu de tratament. Au făcut înainte niște treburi mai temeinic așezate. S-au vaccinat. Dar au avut un program anticriză. Păi nu, noi n-am avut, că noi n-am avut nici criză, abia acum vine. Nu, dar noi abia acum vine. Ne uităm spre ei, da, ca niște persoane interesate și implicate și nu ca... Deci, dacă n-o să fie mai rău, e încă bine. Și acești 2 ani în care lucrurile stau sau cad, înseamnă că va fi mai bine după aceea. Da? Așa cum spuneam de jucătorii care aparent, vai de mama lor, au venit acum și nu reușesc să spargă niciun fel de cifre și praguri, însă în terenul de joc se antrenează pentru o perioadă în care le va fi mai ușor. Din punct de vedere al unui nou jucător, părerea mea este că ar fi și păcat ca în această epocă să vizeze neapărat producție și portofoliu, cât mai degrabă setarea pentru când lucrurile se normalizează. Să înțeleg că au intrat în cel mai bun moment posibil pentru ei. Nu, n-au intrat în cel mai bun moment posibil pentru ei, fără doar și poate, pentru că toată lumea joacă în cele din urmă tot pe indicatori și pe parametri financiari. Dar au intrat într-un moment bun din punctul de vedere al faptului că nu pierd din potențial cu perioada de pregătire.